Hei, cine credeți că vă aplica mâine acasă? Mie mi-a rămas în mintea, da? Astăzi, când îi spunea doamna Simona că se bai din gen vrea să se ascundă după canapea și întreba dacă se simte hărțuit. Eu nu înțeleg cum o femeie se poate umili în halul ăsta. Deci, parcă ar fi totul sau nimic. Viața ei este misiunea aceasta. A intrat și mama ei ciudată în emisiune să vorbească despre nimic, cum că se dă în fata ei, de fapt nu, nu dădea nimeni în ea, că tocmai ea înjura. Adică nu era ca și cum ea fusese înjurată. Nu, ea înjura. Iar apoi a concluzionat prin a spune că aici este casa iubirii și dragostea plutește peste tot. Deci, cum să fii, Maxim? Vă dați seama cum a rupt fata asta emisiunea pe pâine. De fapt, eu cred că ea vrea dincolo. Probabil nu a fost acceptată și a venit aici. Pentru că altfel, cum să-ți rămână în minte numele emisiunii după două luni în care ești într-o altă casă, să zici că aici este casa iubirii și dragostea plutește peste tot. Bă, da, ține cu dinții de casă. Și ea și Adina. Sunt fierte. Dacă ar pleca, ar leșina amândouă.